vorbești la început, e foarte greu să vorbești la sfârșit. Când s-au spus atâtea cuvinte adevărate la adresa acestui sat, și eu mă mândresc prin faptul că în școala aceasta lucrează o serie de absolvenți care au învățat la facultate și au învățat foarte bine, n-au făcut de risaduri. Iată aveți în față Valentina, care a învățat la Cenut, care a învățat-o 5 ani și alții, probabil, că sunt în zală. Dar eu am venit cu alte misiuni. Am fost prezentat aici ca profesor universitar. Într-adevăr, am lucrat 44 de ani, am publicat 307 de lucrări, 23 cărți și anul trecut 3 cărți am publicat pe care le-am adus și vreau să le gândesc aici, la dumneavoastră. Ca președinte a Societății Regionale Gogoța, victimă al represiunilor regimului totalitar, în ultima vreme a cam lăsat o leacă activitatea științifică, dar cărți pe care e public au aspect anume a deportărilor în neacă sănătate în epoca regimului totalitar. Și iată, am venit câteva cărți aici să le mâniez. Și nu numai cărți, dar și diplome de excelență. Nu vreau să repet ce s-a spus aici, că iată, vreau să mâniez diplomă de excelență. Se acordă domnul director al școlii medii din comuna Oprișeni, Raionul Hriboca, Nicolae Bornariuc, pentru ideea și o sârbie a înființării Muzeului de Istorie și Etnografie, considerat cel mai bun în regiune și contribuția adusă la susținerea și propășirea idealului național în localitate și în nordul Bucovinei. Înțeleaptă conducerea corpului didactic al școlii, precum și cu ocazia împlinirii a 590 de ani de la prima testare a oficienilor în documentele Cancelariei Moldovenești, 17 martie 1418. Societatea Publică Golgota a României din regiunea Cernăuț, victimele represiunii în regimului totalitar, vă dorește multă, multă sănătate, că mai scumpă decât toate, mari succes în munca didactică și de fiecare zi, fericire în familie, la mulți ani! Mai departe, poate nu s-a terminat. Deci, am scos o carte, iată, cu emblema societății, se numește Ecourile Golgotei, cercetări științifice pe baza materialelor referitoare la calvarul și genocidul românilor nevinovați în epoca regimului totalitar. Și totodată, un indiciu bibliografic, am cules peste 600 de autori care au scris despre durerea neamului nostru, care au trecut și de ce mă ocup de problema aceasta, fiind de 7 ani și cu frații mei și cu mama, am fost arestați noaptea și duși în nordul Cazăstanului ca să mărim de foame și învețăm. Dar Dumnezeu e mare și nu ne-a lăsat să mărim. Ne-am întors, pentru care îi mulțumim frumos. Iată, portim. Pentru biblioteca, da, dacă este posibil, pentru acele scări. Mai departe, aici avem încă o diplomă de excelență. Se acord domnului primar al Comunei Oprișeni, Raionul Hriboca, așa, Nicolae Popor, pentru munca sa neobosită într-o dezvoltare vieții materiale a Oprișeniului și contribuția adusă la susținerea românității în localitate, precum și cu ocazia împlinirii 590 de ani de la prima testare, în documentele Cancelariei Rovei. Societate vă doresc de mult sănătate și mai succes în muncă de fiecare zi. Și, totodată, iată aceste două cărțile. Mai departe, hai că îmi s-au primit. Așa, deci m-am gândit, am văzut că atât de frumos organizează această mare sărbătoare, așa, numai că e frumos asta de merit părinților, dar și să-i mânez așa o carte, o publicație de-a mea, așa, cu mențiunea asta pentru o bună organizare a sărbătorii de astăzi. Mulțumim, Ilea! Și m-am gândit că avem în față și preotul bisericii, așa, cu cele mai alese timpuri de amiciții, vreau să-mi gândesc această carte. Eu mă întorc.